Cum se înțelege Sonia Argint, sora lui Tiberiu Argint, cu Andreea Bălan, atunci când ne întâlnim? Sonia Argint, sora lui Tiberiu Argint, a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Bălan. Sonia Argint, sora lui Tiberiu Argint, a vorbit despre relația pe care o are cu fratele ei, dar și despre relația pe care o are cu iubita acestuia, Andreea Bălan. Sonia Argint, declarații sincere despre relația cu Andreea Bălan. Andreea Bălan și Tiberiu Argint trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ un an de zile. Cei doi îndrăgostiți nu se afișează prea des în mediul online, însă și când o fac, impresionează pe toată lumea. În ultima perioadă, aceștia au început să meargă din ce în ce mai des în concedii. Ba chiar mai mult, și sora bărbatului, Sonia Argint, a fost alături de ei. În cadrul unui interviu, cunoscuta prezentatoare de televiziune a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Bălan, actuala iubită a fratelui ei. Cu Andreea mă înțeleg foarte bine. Este foarte caldă, muncitoare și ambițioasă. Iar atunci când ne întâlnim râdem cu lacrimi, a declarat Sonia Argint, potrivit Viva. În continuare, Sonia a mai vorbit și despre fratele ei. Susține că Tiberiu este un om foarte isteț, iar de fiecare dată când are nevoie de un sfat, apelează cu încredere la acesta. Ne iubim, dar ne mai și tachinăm. Zâmește, dar chiar și din ipostaza de soră mai mare. Ipostaza de care nu am abuzat deloc, eu am învățat o grămadă de la el. Tibi este un om abil, foarte isteț și cu un bun simț al oamenilor. Deseori mă sfătuiesc cu el și sfaturile pe care mi le oferă sunt de cele mai multe ori excelente. Eric îi seamănă teribil, atât mental, cât și fizic, a mai adăugat cunoscuta prezentatoare de televiziune.